Să discutăm despre cyberbullying. Câteva informații și o propunere de joc de rol. Dezghețare. Apelând la tabla din clasa fizică sau virtuală, scrieți câte un cuvânt sau expresie care să descrie bullying-ul. O tablă de la una dintre clasele mele. Puteți să o comparați cu tabla voastră. Conține următoarele cuvinte. Jignire, invadarea spațiului personal, suferință, respingere, nu trebuie să-ți arăți sentimentele. O expresie întreagă. Loserii, cine a scris oare? Important că a scris. Ne pune pe gânduri, ne dăm seama că lumea în care trăim conține oameni cu diferite moduri de a gândi. Incapacitate de a comunica, echilibru, dezechilibru. Eu le-am mulțumit foarte mult elevilor mei pentru sinceritate. Mergem mai departe. Reținem. Ce este cyberbullying-ul? Folosirea tehnologiei digitale pentru a realiza agresiunea. Se poate întâmpla pe rețele sociale, pe platforme, pe telefoane. Este un comportament repetat. Are scopul de a umili, înfuria sau speria. Exemple. Puteți continua lista. Opriți resursa video de câte ori doriți să dezbateți. Cum ne apărăm? Ce vă sugerează imaginea? Elevii mei au spus. Securizarea contului. Ținerea informațiilor personale departe de ochii publici. Și altele. Axa atitudinilor și a faptelor. A conștientiza, a vorbi, a raporta, a sprijini. Dezbateți pentru fiecare atitudine și faptă. Cum punem capăt cyberbullying-ului fără a renunța la internet? Restricționează, blochează, activează setarea de filtrare în mod automat a comentariilor intimidante. Gândește-te de două ori la ce postezi pentru că rămâne chiar dacă ștergi. De aceea află mai multe despre setările de confidențialitate. Avem nevoie de alfabetizare media. Cum putem face alfabetizare media? Putem să ne informăm și prin proiecte. De exemplu, European Safe Online este un proiect foarte interesant. Vă propun următorul joc de rol. Împărțiți-vă în 4-5 echipe și, apelând la mimă sau la dialog, relatați câte o întâmplare care să aibă legătură cu un cuvânt aflat pe tabla din clasa voastră. Veți include o soluție pentru situația de agresiune înfățișată. Timp de pregătire o săptămână. Vă atașez și o grilă de evaluare pentru jocul de rol. Succes! Fișa de evaluare pentru această activitate. Mulțumesc încă o dată.